Urmează o categorie cu foarte multe provocări și ea, și anume categoria logistică. După cum am văzut în pandemie, toate blocajele din infrastructură au creat cumva panică, s-au destabilizat niște piețe acolo, însă cei care sunt în această zonă și în acest business au văzut și oportunitățile de piață. Și cu probleme în lanțurile logistice s-au confruntat aproape toți jucătorii din piață. La sfârșitul zilei, foarte multe companii au reușit să facă niște profituri fabuloase. Pentru mânarea premiilor la această categorie, îl invit alături de mine pe domnul Valentin Macovescu, director de comunicare al Niro Investment Group. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mulțumesc capital pentru această invitație. Reprezint Niro Investment Group, companie cu aproape 30 de ani de experiență în domeniul investițiilor, dezvoltării și managementului activelor, cu un portofoliu care include centre comerciale, clădiri de birouri și proiecte rezidențiale. Acestora li s-a alăturat în ultimii ani câteva proiecte de anvergură în industria ospitalității, care vor aduce în premieră în România branduri hoteliere de lux precum Corinthia și Swiss Hotel, sau care vor pune România pe harta turismului internațional de lux. Este vorba despre primul proiect hotelier românesc din străinătate în Maldive. Mulțumesc! Mulțumim mult și felicitări pentru expansiunea pe care o aveți pregătită. Premianții acestei categorii sunt Poșta Română, Siguranță și Stabilitate Socială în vremuri de criză. Este cel mai mare angajator de pe plan local, cu un personal de peste 24.000 de oameni și a raportat venituri de 1,35 de miliarde de lei și un profit de 42 de milioane de lei. Poșta Română are câte un oficiu poștal în toate cele 2800 de comune ale țării, în care are cel puțin un angajat, și anume poștașul. Bună seara, bine ați venit și felicitări! Mulțumim! Acest premiu vine într-un an special pentru Poșta Română. Anul acesta, compania a împlinit 160 de ani de la înființare, iar acest premiu pentru logistică ne confirmă faptul că această companie de tradiție se numără printre cei mai importanti jucători pe piața serviciilor de curierat. Ne aflăm în plin proces de modernizare ca să rămânem în topul celor mai importante companii din România. Mulțumim! Mulțumim și noi! Modernizare și digitalizare, cuvântul care nu trebuie să lipsească din evoluția fiecărei companii. Internațional, Alexander Holding, dezvoltarea companiei către piața de comerț electronic. Este alături de noi? Vă rog. Internațional, Alexander Holding, reprezintă un grup de firme cu acționariat 100% românesc și aproximativ 2700 de angajați. Grupul se așteaptă la un profit de 17 milioane de euro pentru anul 2022 și a avut un buget de investiții anul acesta de 20 de milioane de euro. În anul 2023, majorați cu 25% această investiție. Felicitări! Mulțumim! Bună seara! Numele meu este Ioana Stroie. În prezent sunt project manager al proiectului de platformă de e-commerce Explorado, care este, bineînțeles, parte al grupului internațional Alexander. Doamna Loredana Preotese nu a putut fi prezentă în această seară, însă vă mulțumește pentru invitație. În același timp, mulțumește tuturor angajaților echipei grupului internațional Alexander Holding pentru rezultatele din cei 19 ani de activitate și pentru faptul că au reușit să facă din acest grup un integrator independent de succes pentru servicii de transport, logistică, real estate și mai nou și e-commerce. Vă mulțumim capital pentru premiul acordat și felicitări pentru evenimentul organizat. O seară frumoasă! Mulțumim foarte mult! Și cea de-a treia companie premiată la această categorie, grupul Aquila, cea mai mare creștere din industria logisticii
în vremuri de criză. Și-a dublat cifra de afaceri în anii de pandemie și se află într-un proces de expansiune care a dus în anul 2021 o cifră de afaceri de 1,88 de miliarde de lei, în creștere cu 25% față de anul 2020. Compania a avut un număr mediu de angajați de 2630 în 2021 și o capitalizare de piață de 700 de milioane de lei. Felicitări! Mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Mulțumim și foarte mult în numele Agvila, mulțumim echipei Agvila și mulțumim și Capital pentru tot ceea ce a făcut în acești ani și felicitări pentru cei 30 de ani pe care urmează să îi împliniți. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Suntem în fața noastră al mare... Mai aproape de microfonul, să vă rog. Activității întregii echipe. Echipă care lucrează zi de zi pentru atingerea, să spunem, a viziunii noastre, aceea de a ne asigura că un produs distribuit de Agvila ajunge în fiecare casă, în fiecare gospodărie din România. Anul 2021 pentru noi a fost un an special, un an în care am reușit listarea la Bursa de Valori București cu cel mai mare IPO din istoria bursei cu privire la companiile antreprenoriale române. Iar odată cu listarea, țintele au crescut, provocările au fost și sunt din ce în ce mai mari, iar intențiile noastre următorii 5 ani de zile sunt acelea de a dubla EBITDA prin creștere organică, prin achiziții de companii deținătoare de branduri cunoscute și prin achiziții de companii cu produse care sunt distribuite în afara portofoliului nostru ca și puse complementare. Vă mulțumim frumos și o seară bună! Mulțumim și noi!